Andezitul este o rocă vulcanică extruzivă formată prin răcirea rapidă a lavelor de suprafață. Aparține aceleiași familii cu bazaltul și porfirul. Uzual, ca și compoziție, este plasată între bazalt și granit, deosebindu-se de acestea prin structura cristalină foarte fină. Conține o cantitate semnificativă de siliciu, peste 50%, ceea ce îl deosebește de bazalt. Totuși, varietățile de andezit mai închise la culoare se confundă adeseori cu acesta. Numele îi se datorează munților Anzi din America de Sud, una din zonele vulcanice de origine. Aceleași condiții de formare se întâlnesc și în America Centrală, Mexic, Japonia, Indonezia, Noua Zeelandă, dar mai sunt și alte medii. O caracteristică a andezitului este aceea că reprezintă o rocă gazdă pentru o mare parte a minereurilor de cupru existente. Caracteristici de material mai importante sunt densitatea apropiată de a granitului, 2600 de kg pe metru cub, duritatea ridicată pe scala MOS, 6, rezistență mecanică bună la compresiuni și încovoiere, rezistență ridicată la abraziune. Domeniile de utilizare se regăsesc în industria materialelor de construcție, plăci de diverse dimensiuni și grosimi variate pentru placare, podele și pereți, și în construcția de străzi și drumuri ca piatră cubică și ca borduri, inclusiv pentru traficul auto. Andezitul se montează după aceeași tehnologie ca și granitul și are aceeași rezistență la purtare, aducând amenajărilor în care este aplicat o longevitate comparabilă. Piatra Online, generator de inspirație.